Într-o noapte m-am trezit, nu știu câți ani aveam, poate 5-6 ani, și am auzit bocetul pădurii. M-am auzit cum pădurea plângea. Și lucrul ăsta m-a apropiat foarte mult de ceea ce înseamnă pădure. De acea mișcare nemișcată a copacilor, de acea șoaptă a frunzelor, în care relația dintre pământ, copaci și apă, izvoarele apelor în special, intră într-o armonie deplină. Este o temă la care mă gândesc de foarte multă vreme și nu pot să înțeleg. Pentru mine pădurea este mai mult decât o persoană. Este o formă de cugetare pură. Aș vrea să adaug aici o mărturisire a reginei Elisabeta, cu care eu m-am identificat, care spunea așa, citez aproximativ: așa mi-a făcut mie Dumnezeu să văd numai binele, frumosul și echilibru din lumea aceasta. Prolific Romanian sculptor and painter Marian Zidaru has been progressing in his artistic journey and sharing his vision of the messianic influences on our natural world since his first exhibitions in the early 80s. Currently co-founder of the Art Farm, along with his wife, partner and primary collaborator Victoria Zidaru, the couple are spiritual leaders of a movement to enrich the arts community in her hometown, as well as nurture their twin passions. Through their work and their home, they create a revealing glimpse of the divine for the world to witness. Arta participă implicit și explicit la fenomenele sociale, de multe ori ca protest, de multe ori ca un refuz asupra ceea ce se întâmplă în jur, dar chiar și atunci când intră într-o zonă suprarealistă, arta devine de multe ori premonitivă. Nu numai trebuie luată ca un efect, ci de multe ori arta este și o cauză. Arta pe care o fac nu este strict spirituală, nu este ruptă de societate, ci am de multe ori teme politice, teme de acută actualitate socială. Deci cred că această lipsă a jucăriilor din plastic sau a jucăriilor cumpărate a fost pentru mine un prilej de a-mi stimula simțul creativ, creativitatea și mai ales de a rămâne fidelă unor materiale cu care am lucrat aproape viața întreagă. Astăzi, sigur că mi-am asumat acest destin și fac artă pentru că este o formă de a fi și este o formă de a dărui celorlalți bucurii. For
For Marian, his earliest influences began at the Craiova High School of Arts under the tutelage of cherished mentor Mihai Trifkin. It was here where Marian first began to outline and define the mathematics of expression that would propel him upward in his search for the transcendent. Nevoia de transcendent, nevoia de stări spirituale este pentru mulți se transformă într-o necesitate de a veni în contact cu arta. Fie teatru, fie film, fie artă plastică, fie balet, toate manifestările artistice sunt manifestări din ce în ce mai aproape de om și devin un fapt necesar. Acest lucru anunță, de fapt, o apropiere mai devreme sau mai târziu de zona explicit religioasă. Întreaga noastră viață este formată și formatată de puterea noastră de selecție, de ceea ce selectăm, de ceea ce extragem din lumea pe care este în jurul nostru. Și de aceea cred că atunci când asculți o muzică bună, când vezi obiecte înălțătoare, se creează în om o anumită stare de pace, de echilibru și de putere. Working together to build a community that will bring the positive light of creation to the world, the couple finds comfort, compassion, and joyous inspiration in their partnership. It is this spiritual bond that has naturally transformed each of their individual efforts into a sum that continues to surprise and delight both. Ea lucrează cu elemente vegetale, cu frunze, cu pânză și lucrul ăsta îmi face bine să o văd cu pânzele în brațe și făcând tot felul de obiecte din ele. Asta mi-am dorit toată viața, să am alături o persoană care să gândească la fel ca mine și să aibă aceeași preocupare pe care o am eu. Ca plastic vorbind, capacitatea lui de sinteză și compozițiile, felul în care tratează forma și obiectul este foarte nou și este într-un fel unic pentru spațiul românesc, bineînțeles, mai ales pentru spațiul românesc. Și am fost îndrăgostită întotdeauna de arta lui. Their shared passion to provide inspiration, peace, and a purpose to a wider community
resulted in the evolution of their Suceava home from a studio for two into a viable, sustainable space for visiting and resident artists. The art farm has blossomed into this nurturing home. Am numit-o fermă de artă pentru că este într-un spațiu rural, este într-un sat și m-am gândit că termenul cel mai potrivit, care poate fi ușor de înțeles de cei de locuitorii zonei, este acel de fermă. Acolo sunt ferme de vaci, ferme de porci, ferme de melci, ferme de tot felul de animale. Așa că o fermă de artă e mai ușor de înțeles. Unii cresc animale, noi creștem obiecte de artă. Și atunci ne întâlnim la un numitor comun. Un loc în care artiștii ar putea fi inspirați și ar putea crea în liniște arta lor, ar putea face în liniște arta lor. Dorim ca acest spațiu să continue. Deja este la a treia ediție de rezidențe. Am avut rezidențe din Germania, din Suedia, anul acesta din Austria și dorim ca el să se dezvolte, să fie cât mai cunoscut și să fie un loc în care artiștii să dorească să vină pentru a se odihni și pentru a crea. As grateful and generous elders of the art world, the Zidarus offer an uplifting vision based on the power of art to help, to heal, and to discover the greater meaning that our lives are forever waiting to reveal. Their artistic vision moves forward in search for the purity of our time here and the natural wonder of our soul's discoveries beyond. Dialogul este un dialog strict personal. Fiecare om are modul lui de a stabili o legătură cu lumea de dincolo. Nu există două experiențe identice. Important e trăirea cu care faci, pentru că starea cu care lucrezi un obiect se fixează în acel obiect. Thank you.